La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie, întâlnirea cu numărul 824, mă uit aici pe însemnări să nu vă spun greșit, nu de alta, da, după atâtea întâlniri, o mai au și o razna cu număratul, ca de fiecare dată, eu, Armanda Filipine, o să vă prezint creații semnate de trei autori și tot... Așa cum știți, am ales o coloană sonoră pentru această întâlnire poetică, din nou muzică clasică, un compozitor rus, Vasili Kalinnikov, ascultăm o simfonie. Compozitorul nostru a trăit între 1866 și 1901 și ne prezintă în lucrarea sa o tumultuoasă viață, aș zice emoțională, pentru că dacă încercăm să ne transpunem muzical, o să simțim o mulțime de stări și o să ni se facă de toate cele, de bucurie, de spaimă, de plecare și, știu eu, de bucuria întâlnirii cu alții, de bucuria că visăm la alte zări. Ia să vedem dacă și poezia reușește să ne ducă în tot atâtea lumi cum o face muzica, cel puțin clasica. Primul autor pe care vreau să-l avem alături de noi chiar o să ne ducă într-o lume specială, dar nu e lumea de care vă vorbeam mai devreme, ci o lume așa mai micuță, cu melci și arici. Și să știți că autorul nostru nu e nimeni altul decât Paul Muldoon, nobeliatul pentru literatură din 1995, un irlandez născut în 20 iunie 1951, care are studii de litere, dar și de filozofie, și pe care l-am găsit tradus în revista din Spania, Criton, inițiată de Gelu Vlașin în calitate de director și Cornel Drinovan, redactor șef. Între timp, Gelu Vlașin s-a întors în România, dar revista continuă să reziste și bine face. Eu am deschis numărul 2-3 din 2019. Vă invit să citiți acolo și alte versuri ale lui Paul Muldoon în traducerea Mihaelei Petrache. M-am oprit, cred că ați fost atenți, la poemul cu arici, care începe așa: melcul se mișcă ca o embarcațiune susținută de o saltea de cauciuc proprie, împărtășindu-și secretul cu ariciul. Ariciul nu își împărtășește secretul cu nimeni. Îi spunem: arici, ieși! Ieși la iveală și te vom iubi. Nu vrem să-ți facem rău, vrem doar să ascultăm ceea ce ai de spus. Vrem răspunsurile tale la întrebările noastre. Și vă invit să căutați revista Criterion, numărul 2-3 din 2019, pardon, Criton, mă scuzați, Criton, revista Criton, care apare în Spania, dar este evident cu foarte mulți autori din spațiul românesc sau mai mult pentru zona românească. Și acest minunat autor, care a primit în 1995 Premiul Nobel pentru literatură, Paul Muldoon. Un alt autor în momentul nostru de poezie este din București, Irina Georgescu, care are studii de litere, care este profesoară, născută în august 1986
și din creația sa am găsit în revista Viața Românească, numărul 7-8 din 2010. Vă invit să căutați pe site această revistă, pentru că eu am să vă citesc doar un fragment dintr-un poem foarte interesant, care începe așa. Deci, Irina Georgescu din București. De dragul unei seri de aprilie, în care doar bărbații se țineau de mână, nouă ne era frică de înserare, ca de o povară sub unghii, sau de oameni ca de frunze căzătoare. Rămăsese în urma noastră doar pariul și câteva dale de șotron. Mai era muzica dervișilor și mișcările lor căzătoare, ocolul pământului în câteva milisecunde, câteva îndoieli apăreau încet pe sub piele, râsetele noastre stridente spărgeau înserarea. Și, repet, vă invit să căutați continuarea în revista Viața Românească, numărul 7-8 din 2010, autoarea Irina Georgescu. Un poem frumos și îmi place să mă întorc la imaginea fricii de înserare sau de oamenii, frica de oameni ca de frunze căzătoare. Deci o frică interesantă, dar avem destule frici și iată, poezia le dă o mică încercare de definiție sau o formulă prin care să, nu, cum se zice, dându-i nume, o faci să dispară. Și un alt autor, Gabriela Ana Bălan, din Bârlad, născută în septembrie 1968, pe care am găsit-o cu versuri în Meridianul Cultural Românesc de la Vaslui, numărul 4 din 2021, și o să fac o selecție dintr-un poem, Cristal de toamnă, care este acolo în revistă, inclusiv în limba italiană. Deci, autoarea Gabriela Ana Bălan. Îmi scrii de pe front, între iarnă și vară, a plecat deasupra filei ca o frunză liberă în cădere. Și ce ferm calcă pasul tău din infern pe inima mea scuturată. Îți răspund la scrisori, îți dăruiesc statui pe alei roșiatice, o cană de vânt pentru îngerii de pe umăr. Frumoase imagini și sper că veți căuta dumneavoastră și alte poeme și mai frumoase, și dacă v-au plăcut autorii, le căutați și alte versuri și tot așa. La bună revedere!